Păpușa automată, de Ion Minulescu. Doamne, ce-am pățit aseară! De-a fost faptă de ocară, să mă ierți, că-i vina ta, fiindcă tu ai vrut așa? Cineva, dar nu știu cine, o păpușă automată a intrat fără să bată în odaia mea. A intrat fără rușine, goală toată, indecentă, ca o felia dementă și râzând, ha-ha-ha, s-a trântit pe canapea, lângă mine, ca o viespe întărâtată pe un tort de ciocolată. Doamne, doamne, ce rușine! Dar eu ce puteam să-i fac? Să-i dau brânci, să o strâng de gât, să o omor sau să-i dau pace? Nu puteam să fac decât să închid ochii și să tac. Că păpușii, n-ai ce-i face și păpușa dacă vrea, mor cu zile după ea. Ce ești, păpușă mică, cu ochi verzi de levănțică și cu unghii de urzică? Cine ești, păpușă blondă, cu prezență vagabondă, când paci, când pe colea, până și în odaia mea? Cine ești și ce poftești? Vrei o daie cu chirie sau un loc pentru vecie? Păpușică prost crescută, o căscați și gură mută, de ce taci și nu vorbești? Sau ca zâna din povești, nici tu nu știi cine ești? Fii cu minte și înțelege că păpușa când se strică s-a sfârșit, nu se mai drege. Chiar când este o păpușică, cum ești tu, păpușă mică, prezență indecentă ca o felia dementă? Fii cu minte și astă seară, mai hoinări pe afară ca o viată pierde vară. Fii cu minte și mai bine stai colea pe canapea, lângă mine, uite așa. Ca păpușile în vitrine sau ca sfintele creștine când Hristos le convertea. Și te milă că era biata fată, goală toată, și n-avea nimic pe ea, nici măcar o pijama. I-am împrumutat pe-a mea. Iată vina mea de-aseară. Mai mult vină literară. Dar de-aseară, Doamne Sfinte, păpușica e cu minte.